Doamnelor și domnilor, aceasta nu este o emisiune, este Țara Mea Show. Deci să ne înțelegem. Mergem în audiență. Mergem în audiență la domnul prefect. Le cerem susținere ca pe joi la ședința extraordinară de Consiliul Local se pună pe ordinea de zi anularea hotărârii Consiliului Local numărul 441 de amplasarea modulelor, da? Nu facem gălăgie, nu facem scandal, mergem pașnic, suntem oameni civilizați. Le cerem susținere politică, că de asta avem nevoie în momentul de față. Bine, asta nu le dați la nimeni. Păi asta voi, o domnul părinte, că avea o pusă cu cetul, se neagă. Am o semna pe vechi, o plecă pe urma, tot e locul dat la cântăia. Bine, poate, ce bani a fost de neagă. Ce tabelă aveți acolo, să lumile? Ia, care am mers din casă în casă pentru oameni. Că nu-s de acord să le puie. Ce reprezintă semnăturile? Că nu sunt de acord să ne mute acolo modulele acele. Uitați aici, dați de la capăt. Așa arăta blocurile cu ani în urmă. Uitați aici, oameni buni. Ăștia sunt vecinii care autoritățile nu au fost capabile să ia măsuri asupra lor. Nici garda de mediu, nici nimeni. Pentru că nu se implică nimeni în așa ceva. Indiferent că au relații, indiferent că sunt cunoștințe, nu mai contează. Uitați ce e aici. Se poate trăi civilizat și cu mediul curat. Uitați ce e aici. Cu cai, cu animale, stați cu ce au. Urmează și caluții printre mașini. Uitați cai aici, la blocuri, la noi. Mi se pare ne mai trebuie ceva niște pălării, că au voie și ok. Vestul sălbatic. Asta e în zona Arieșului. Vă puteți spune sau vă puteți imagina ce va fi după? Uitați cum era. Nu puteam, ne trebuia cizme de cauciuc. A, zăpada când se curăța. Nu-i nicio problemă, o lăsa în mijloc. Trebuia să meargă lumea cu lopețele, pentru că nu-i verifica nimeni cum se face. Deci nu se poate totul așa. Nu putem să trăim civilizați și în curățenie, cum cred că orice cetățean vrea să trăiască.
Nu, să mă susțineți pe mine, că nici eu nu pot să fiu singur, că doar Consiliul Local e cel în măsură să zic că cine vine, cine nu. Eu știți bine că am avut 5 variante, le-am propus pe toate 5. Trebuie să aflăm după ce s-a semnat. Nu s-a semnat nimic, nu mai vorbiți că s-a semnat nu știu ce pentru parc de copii și bun, pentru parc, dar nu, lăsați-mă până la cap. Că s-au folosit în arătați-mi grupa că vreo semnătură, una dacă nu mă lăsați-mă. O semnătură dacă a fost folosită în altă parte decât parc. Una. Și a stat la baza hotărârii. Una singură. La baza hotărârii a stat cele 5 locații indicate din direcția de patrimoniu care v-am zis aseară în emisiune. Miercuri după întâlnire, miercuri parcă ne-am întâlnit la centru social, miercuri sau joi, eu am solicitat direcția de patrimoniu să mai vină și cu alte terenuri. Au venit și cu alte terenuri care vor fi analizate în perioada următoare de către direcția de urbanism. Ce schimb de teren acum? În ce sens? Vă mențineți poziția de aseară din emisiune? În ce privință? În privința neamplasării acestor. Eu am depus moduri. Proiectul de hotărâre la domnul primar care trebuie să-l inițieze, că eu n-am nicio posibilitate administrativă eu să inițiez proiect. Am făcut raportul de specialitate de revocare. Și există un alt proiect de hotărâre care se va analiza cu alte locații. Asta este situația astăzi. Aia e joi, v-am spus în emisiune, joi este ședință de Consiliu, în care astăzi am depus la domnul primar să inițieze proiectul de hotărâre de revocare a hotărârii 400. Domnul primar a fost de acord. Optim? Pentru zona respectivă, nu. Proiectele se inițiază de către primarul interimar. Deci, poftim? Deci, am explicat și în emisiune și v-am spus și miercuri. Direcția de patrimoniu mi-a dat 5 locații în Baia Mare. Aceste 5 locații s-au mers în hotărâre de Consiliul Local, din care Consiliul Local a ales una singură care a fost arieșită. Și cum să Eu unul am susținut, v-am spus și atunci, am susținut zona pirită ca fiind cea mai bună. Da. Din 20 de consiliere, toți cei 20 au fost de acord cu această variantă, nici măcar o abținere nu a fost. Și acum dintr-o dată, joi, se va rediscuta toată problema asta, să înțeleg de-a dumneavoastră. Se anulează zona aviași. Dar de ce se anulează? Odată s-o foarte bine, Să se anuleze importantă. Anularea e importantă. Nu amânarea. Anularea. Eu dacă vreau să vă anulez. Pentru că... Acolo să nu-i mai aducă niciodată. Nu acum că trec. Acolo, pe terenul respectiv, eu, că să pot, o să susțin locuințe pentru tine. Exact. Două blocuri la fel ca și ăsta la alte patru. Asta e părerea mea. Domnul Cabra, acele 5 locații sau 6 care le-a spus dumneavoastră, 5. Da? 5 locații. Nu, da? Eu le-am spus. Direcția de patrimoniu, da. Că terenurile nu sunt la mine. Sunt 5 puncte, da? Cum se explică ca Consiliul Local ei 20 de voturi care au fost din 23 să aleagă Arieșului? Arieșul a fost propusă de cineva. Dar Arieșul a fost bândărea 5. Păi am înțeles. Dar de ce s-a votat pe ei? Jandarmerie a fost oborul, Apocraica, Pirită și Arieșul. Pe ce bază s-a votat chiar Arieșul? Pentru că au susținut că acolo este zona de locuire și se poate construi. Pentru că pe celelalte zone, și într-adevăr, și pe Pirită și pe alte parte, trebuie pus. Păi și pe Pirită să nu plătesc. Nu, să facem pus. Pe Pirită nu.
ajuns acolo. La Meda, la Meda, scuze-mă, la Meda. La Meda, tot așa. Eu știu de zona Oborului. Deci eu pe Spirit am susținut. Și vă puteți uita pe... De ce nu ies afară? Unu măcar. Se face așa numai că vrem noi 20 sau 50 dintr-un oraș, nu trebuie dezbătută și faceți un referendum, domnule, și vedeți ce spun oamenii din problema asta. Eu vă spun un lucru, indiferent unde, dacă dumneavoastră credeți că o persoană va fi de acord cu relocare, nu o să fie niciun... Relocarea a 500, a 100 de rol. Era vorba de 50 de familii, nu mai ziceți că 500, 5 mii... Dar de ce nu v-ați bătut pentru tineri căsătoriți, că dacă n-au părinți, n-au căsucă? Și pentru tineri. De ce nu vă bătut pentru tineri? E fiabilă relocarea a 100, a 200 de rol într-un singur loc? E fiabilă? Cât mai puțin. Și atunci, acum veniți... De-aia v-am zis de 50, nu de 500. De 50 înseamnă 200, cu puțin de rog. Dacă te aduce 50, zici și chiar la... Puțin, în fiecare complet oraș de țigani. Și cum să facem? Toți într-un loc? Lor așa le place, i-ați consultat. Toți într-un loc. Am discutat ieri și cu domnul Rusu și mai are și un... Cereți părerea specialiștilor, așa cum vi s-o spun. Asta, o să-mi dea numărul de telefon și... Dacă îmi permiteți și mie două cuvinte, afară, eu mai mă auzi cel mai bine acasă sau două, trei luni și l-am întâlnit doamna respectivă, că nu, că e vecină. Lăsați-mă două minute, vă rog. Cu tabelul respectiv care e umblat cu semnături. În calitate de agent economic, care am o societate în acea zonă, anume pe Electrolize 66, la 100 de metri de acel amplasament, sunt foarte frustrat în numele meu personal și a celor 57 de agenți economici, că primăria Baia Mare, fără consultare de arabă, poate duce consiliul local o hotărâre de amplasare a celor module în zonă. Am aflat săptămâna trecută, luni, întâmplător de această hotărâre care a fost în secretarie, am înțeles. Și am luat act și atitudine de a ne împotrivi aceste hotărâri care nouă nu se pare corect. Oamenii au înțeles și lucrul ăsta, pe ceea ce am avut aici și cerem susținere din partea dumneavoastră în Consiliul Local de revocare acelei hotărâri de consiliu. Și nu se poate. Și acum să ne spună că de 5 ani de fapt e terenul primăriei și... Nu, vă spun tot timpul asta, s-a spus, nu e terenul primăriei, nu avem cine atinge. De câte să zicem că de la primărie și se va muta problema în zona, finite, unde nu sunt mulți locuințe, în zona Craica, în zona Gării, unde există punctele, sau se vor găsi alte zone care nu vor deranja locuitorii. Discutăm, discutăm acum, discutăm despre integrarea, să discută despre integrarea romilor în societate. Să discută despre integrarea romilor în societate. Și nu cred că soluția este mutarea lor în niște moduri. Cred că soluția este alta, din punctul meu de vedere, în acele puncte la revedere, domnule. La revedere, domnule.
Doamnelor și domnilor, aceasta nu este o emisiune, este Țara Mea Show!